Din nou în direct, doamnelor și domnilor, alături de invitații din această seară, așa cum știți cei care ați urmărit până acum emisiunea, domnul Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Alin Văcaru, prefectul județului Gorj și Florin Cârciumaru, președintele Municipiului Târgu Jiu, reședința de județ Gorjului. Tocmai de aceea, așa cum vă spuneam, i-am adus pe cei trei domni în emisiune, pentru că sunt cu siguranță cei mai în măsură să ne spună cum stau lucrurile. Evident că nu putem fi tot timpul de acord. Noi, acolo unde vedem că lucrurile nu merg, domnii invitații consideră că lucrurile merg sau vor merge și nu ne dăm noi seama. Deși, mă rog, până la urmă, e foarte bine că nu vedem la fel, că dacă am vedea și noi cum văd dânsi și lucrurile, am trăit așa într-o lume prea roz. Domnule primar, Te rog, discutați despre turism, da? da. Până la urmă, ok, avem o grămadă de monumente, situri arheologice, cule, da, avem multe în acest județ, dar avem cele mai importante opere și singurele, da? Ale lui Brâncuș în aer liber. Eu stăteam într-o zi și mă gândeam dacă Singurele de vine. artă monumentală, că așa mai sunt Corect. în aer liber ale lui Brâncuș. Dacă vine un turist, unde parchează și el mașina să Aici dea o intrăm tură, în curte la domn primar. să dea o tură prin Parcul Central, prin Parcul Coloanei? Ce facem? Blocăm un sens de mers ca să vină poliția locală să ridice mașinile? Deci, în momentul de față, sâmbătă și duminică, dacă Nu ați observat funcționează prin semne mașina. de circulație, se parchează pe Bulevardul Brâncuș pe o Da, parte. bun, domnul. Bun, dar pentru viitor, peste un an de zile, problema parcării în zona de centru va fi rezolvată cu parcarea de la Domn primar, stadion. dacă vin 50 de turiști cu mașinile lor personale, Bun. unde Doamne, ne blochează deci Târgu hai Jiu? să nu trecem dincolo, Unde să trecem, vin domnul? 50 de turiști cu 50 Dar de poate mașini. să vină Să 50. Dar trebuie să vină, nu-i recunoașteți că nicio parcările problemă. sunt o problemă Stați întâi. așa, deci să vină, nu-i nicio problemă, că soluție se va găsi, dar v-am spus, se face parcarea de la stadion, care va avea sute de locuri de Când se parcare și face? parcare, Când? care va fi folosită pentru zona de centru, pentru peste un an de zile. Deci, în momentul de față, am semnat contractul pentru stadionul, să înceapă în această vară lucrările. Am Câte stat locuri atâția, vor avea? 400 de locuri de parcare subterană vor fi la stadion. Parcare care va fi folosită pentru zona de centru a orașului în timpul săptămânii și chiar la meciuri nu va fi folosită pentru că noi nu avem, fiind în centru stadionul, nimeni nu vine cu mașina Eu mai vin, la că, mă rog, stadion. ați văzut că se blochează Dar, strada deci, Bicaz. avem un caz fericit că prin această investiție, efectiv, putem să asigurăm o parcare cu un număr destul de mare în zona de centru, plus că încercăm și insistăm, atunci când se va da drumul, să dăm drumul la parcarea de la Piața Centrală pe un program european. Dar ce s-a Că întâmplat până la urmă? Că acolo a fost, e o mă rog, s-a cârcotă. încercat, nu s-a asta, în momentul de față avem proiectul pregătit pentru a-l depune O, când se o, o va parcare da, subterană. da, o par subterană, supraterană. Puteați face și o parcare subterană aici, pe centru, dar mă rog, Deci, ați ales o soluție mă mai rog, simplă. deci așa se va rezolva problema pentru zona de centru, pentru operele din Parcul Central. Sus la coloană avem pe strada Gheorghe Tătărescu pe un sens. Pe un sens se poate Domnul parcă sens primar, unic. eu sincer vă spun, de câțiva ani, de când ați început să luați și măsurile astea cu ridicări de mașini, cu nu știu ce, cu parcările de reședință, am avut o discuție, sper că Da, o să o se să rezolve Dar de ce să cele nu din discutăm și urmă. aici, domnule primar? Da. Asta cu parcările de Stai reședință chiar nu e în regulă. Adică un om care are parcare de reședință, dumneavoastră, el are 24 de ore din 24, Statul ăla se ocupă două parcări când pleacă cu mașina. Exact, deci, bun. Indisponibilizează două locuri de parcare. În toate orașele sunt de la ora Domnul 16 Domnul Călugăriță, stați așa, domnule, că în momentul în care am făcut un regulament pentru parcările de reședință la Târgu Jiu, le-am luat noi ca model din alte orașe. Bun, am observat pe parcurs unde nu funcționează. Am avut o discuție și cu doamna Mladin, a venit cu multe idei, cu multe propuneri, veniți și dumneavoastră și îmbunătățim Dar acest nu trebuie, regulament. domnul primar, nu trebuie să venim noi cu idei, domnul primar. Dar cine dar nu, să dar vină nu vă dumneavoastră, nu enervați, sunteți domnul primar. cetățean. Deci Nu, eu sunt cetățenii trebuie să cetățean, dar vină. aveți niște oameni în primărie pe care pentru asta îi plătim. Deci,
nu trebuie privite lucrurile așa, doamna Mladin. Pentru la că, bunul mers al vieții într-un oraș, al activității, trebuie să contribuie toată domnul lumea. Domnul primar, sincer, trebuie să vin eu astăzi, observ... în 2015, deci, să vedeți că dumneavoastră nu aveți locuri de parcare nu, în jurul operelor lui Brâncuș. Locurile de parcare nu se pot rezolva. Nu se pot rezolva, nu pot eu să modific configurația parcului central, nu pot să modific. Soluții. Nu, nu se pot găsi soluții și soluția am găsit-o cu stadionul. Nu putem găsi soluții cum și vrem. Până acum, deci, de ce n-ați găsit-o, domnul primar? Păi nu se pot, au fost alte priorități, doamna Mladin. Deci, au fost alte priorități și orașul are mai multe priorități, nu numai parcările. Nu, dar văd că insistă și îmi spune că n-am făcut nimic, doamna. Păi, dar nu este adevărat. Rolul ziarului nu-i să vă laude, domnul primar. Acum asta nu trebuie să vă enervați. Am venit aici să spunem ce să facem, exact. Nu să-mi spună mie, doamna, că n-am făcut nimic până acum la capitolul, când aduc o investiție asta de 20 de milioane, doamnă, rețineți că am rezolvat probleme și a rezolvat foarte multe. Și nu este un primar care poate să spună că a rezolvat în totalitate problemele unui oraș. Și dumneavoastră, dacă stați 20 de ani de acum încolo, nu le veți rezolva pe toate. Pentru domnul că primar, sunt probleme care apar de la o zi la alta. Domnul primar, am mai fost și eu prin alte localități și să știți nu că primarii ăia chiar nu au făcut este, multe nu puteți, lucruri. Nu, dar eu nu v-am multe. Spus dumneavoastră... Dar nu asta că nu facem treabă. Eu nu v-am spus dumneavoastră că nu ați făcut nimic. Eu am spus că aveți niște probleme pe care nu le-ați rezolvat până în prezent. Bun, și credeți că nu să le rezolv? Și pentru că când le rezolvăm... Dar le rezolvăm la toate la timpul lor, nu le putem rezolva într-un minut sincer, sau într-un an. Sau în 2 ani de zile. Repet, de 10 ani, de 10 ani, da, noi... Da, de 10 ani de zile am făcut foarte multe în acest oraș. Ce ați făcut? Păi, dar spuneți-mi și mie atunci, domnul primar. Haideți să o luăm altfel. Deci, spuneți-mi și mie ce investitori ați adus și dumneavoastră adus, și domnul Călinoiu în acest județ. Am adus ce investitori? Deci, noi am încercat în această emisiune să arătăm din ce cauză nu se poate aduce investitori. Investițiile se fac pentru modernizarea orașului, modernizarea infrastructurii. Domnul primar, câte locuri de muncă există în derulare un program de 53 de milioane de euro. Astea sunt investiții pe care trebuie să le aducă primarul. Domn primar. Să modernizeze infrastructura orașului. Gabriela, ne apropiem de finalul emisiunii. Adică spuneți marea problemă în acest județ este sărăcia, este faptul că nu mai există locuri de muncă. Dacă n-ar exista acest CEO... Vin, doamnă, uitați și locurile de muncă. Este CEO care funcționează și l-a salvat Ponta. Uitați-vă că am început să vină investitorii. A venit domnul Ponta să salveze, bun. Deci, bun, vin. Dar toate, încă o dată, repet la timpul lor. Dom'le, să stăm și să vorbim foarte... Dacă s-a făcut o evaluare, câți oameni au plecat în ultimii ani, domnule primar, și de când sunteți noastră primar bun în acest Târgu Jiu? Și credeți știți că este o noutate la Târgu Jiu? Câți tineri au plecat, că n-au locuri de muncă? Haideți să raportăm orașul Târgu Jiu la România de astăzi. Bun, haideți să raportăm la ziua de astăzi. Haideți să le raportăm la Sibiu. Orașul Târgu Jiu... Spuneți-mi ce rată de șomaj este acolo. Haideți să nu vorbim de Ardeal. Haideți să vorbim de Oltenia. Vorbim și hai de să vorbim Oltenia, de Oltenia, de Muntenia. Haideți să vedem lucrurile cum trebuie. Nu vă supărați, domnul primar, că sunteți supăr criticat. Nu mă supăr, dar că nici nu accept, pare corect. Nici nu accept. Nici nu accept. Nu acceptați critica, atunci nu o să acceptați progresul. Asta este. Critici și jigni acolo unde nu trebuie, când eu știu că am făcut și fac. Nu a zis nimeni că n-ați făcut. Nu mai deci nu a zis nimeni că nu ați făcut. N-aș vrea nici să transportăm emisiunea într-o dispută. Domnule primar, eu nu văd de ce deci adică, până la urmă, ajunsărăm aici încât nu avem parcări pentru turiști. Nu avem. Deci nu avem. Dacă mi le arătați, mergeți și în alte orașe să vedeți cum se parchează în zona de centru. Domnule primar, haideți că mă ne cramponăm pe niște mergeți lucruri. În Craiova, mergeți în alte orașe și să vedeți cum se parchează. Domnul primar, să știți că sunt și o plimbată prin lumea asta. Numai puțin. Nu vreau să transformăm tema asta într-o, nu știu, temă rațională, până la urmă primim parcările, dar vă spunem, domnule primar, că vă enervați degeaba, luați în calcul asta. Asta este o stare de normalitate. Da, bun, exact, foarte bine. Da. Luați în calcul situația, deci eu vă dau așa, vă spun câteva chestii punctuale, faptul că cu parcările de reședință, cei care au contract acolo ocupă două parcări. Am înțeles, dar deci am primit ăsta observații. Cam la modul ăsta. Deci, așa uite, este, să trăim într-o societate îmbunătățită. Hai să vă mai dau ceva punctual, îmi spun oamenii. Avem aici pe Unirii acele standuri de vândut flori, coroane, motoare, mă rog, tot felul de astea. Știți dumneavoastră că în momentul de față acolo există un indicator
care este cu oprirea interzisă, nici măcar staționarea interzisă. Și stau băieții ăștia la poliția comunitară când își cumpără un amărât de la că a murit mama, o coroană, așa, stă să-l amendeze. Nu, nu. Păi vă spun, știți câți au amendat? Nu se întâmplă. Sorina, deci nu se întâmplă așa. Iar o să sară domnul primar. Nu, dar acolo trebuie măcar să fie o chestie cu staționarea interzisă. Deci da. se reglementează, dar nu a fost un caz odată ca cineva să vină să cumpere o coroană sau o floare să nu fie... Domnule, stau la pândă acolo, vă spun eu. Nu le știți dumneavoastră, domnul primar. Păi nu vine spun. Destul de bine, doamna. Știți că pe Gabriela Madina avem plătită. Cunosc destul de bine. Da. Am înțeles. Bun. Da. Vreau să spun altă aberație. Da. E ok. Poliția locală păzește în acest moment Poiana Narciselor pentru că zona este protejată. Este protejată de lege, bun. Da. Astăzi polițiștii... Nu o păzim, doamnă. Cum nu o păziți? Am luat măsuri și cred că nu am greșit ca în această săptămână să supraveghem așezământul respectiv de acolo ca duminică să avem narcise să nu le rupă. Corect. Pentru că vin. Bun. În momentul în care noi o să intrăm în posesia documentației că suprafața respectivă este protejată, am făcut cadastru, o să încercăm să facem un gard. Dar faptul că în săptămâna premergătoare sărbătorii respective trimitem să poliția să supravegheze, cred că n-am greșit cu nimic. Ce înseamnă supraveghere, domnul primar? Da, n-am greșit cu nimic. Ce înseamnă supraveghere? Să nu vină cetățenii să rupă flori pentru comercializare. Și în caz că rupe? Da, astăzi a fost prins un cetățean care 50 de milioane. Deci, așa, 50 doamna, de milioane de lei vechi, deci, un om bun, care a venit și a rupt câteva flori. Nu, doamnă, nu este adevărat. Cum adică nu e adevărat? N-am voie să fac treaba asta? N-am voie să protejez duminică, să vină cetățenii să nu găsească nimic? Ba, dumneavoastră da. Știți că vin din Valea Jiului și rup narcisele, caprinele și pleacă cu portbagajele pline. Am greșit cu ceva că am dus poliția acolo? Eu nu cred. N-ați greșit că ați dus poliția acolo. Ați greșit că n-am le greșit. Dați amenzi. Deci vin n-am greșit cu ăștia casele că rup asta trei este, flori. Asta este amenda. Trebuie să, nu, să respectăm. Așa, și până nu moare nimeni. Până la urmă cetățeanul respectiv. Băi, ar fi bine să mai... Nu pot să mă duc să rup cu portbagajul. Cu portbagajul să plec. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu sunt pentru amenzi exemplare cu privește curățenia. Până la urmă nu educi oamenii decât la modul ăsta. Nu, dar deci am luat această măsură pentru că aveam semnale de la cetățeni că se fură. Și atunci am spus, hai să supraveghem o săptămână până duminică, vin oamenii la sărbătoare să nu găsească, nu greșesc și n-am greșit. Aceea aveți dreptate, dar dați-mi voie cât privește situația care v-am prezentat-o cu situația la flori acolo să vă... Bun, am înțeles și am o problemă acolo. Acum, foarte puțini cetățeni știu că, de fapt, suprafața respectivă nu ne aparține. Da, dar strada vă aparține. Trotuarul. Și strada și trotuarul. Strada și trotuarul. Și în condiția asta, bun, că indicatoarele primăria le pune. Nu, și... am dat această încercați, informație. Încercați să o rezolvați. Ne apropiem de final. Domnule președinte, să spere oamenii ăștia în ceva, dar vă rog eu, fără povești de astea electorale, sincer, să spere în ceva mai bun, că lucrurile astea se pot mișca. Pentru că știți ceva, sunteți, domn prefect, e mai proaspăt în funcție, și dumneavoastră și domnul Cârciumaru de foarte mult timp în funcție. La un moment dat intervine și o anume rutină. Și dacă nu vă mai trage cineva de mânecă, poate nu e expresia cea mai elegantă, știu eu, intrați în acea rutină a mandatelor și vă spun eu, care nu sunt pentru limitarea mandatelor aleșilor locali. Până la urmă știți cum e... V-ați plictisit? Mai candidați? Ce simțiți? Nu, eu vreau să răspund la întrebarea aceasta. Vă rog. Eu simt că atunci când ai o responsabilitate, trebuie să ți-o duci până la capăt, așa cum ai promis în fața oamenilor. Însă, trebuie să recunoaștem cu toții că sunt lucruri făcute bine, sunt lucruri făcute și mai puțin bine și mai mult de făcut. De ce vă spuneți și lucruri făcute prost? Eu zic că am intrat să vorbim așa cum ne dorim, într-o stare de liniște, de înțelegere, și că putem să ne unim mai mulți eforturile și vom merge în direcția pe care ne dorim mult mai ușor. Că e ușor să spui, nu avem asta, că îi dă vină primarul, dar eu mă duc și dau și rup pomii de pe
și știm foarte clar de pe amplasamentul ornament, străzii, că trebuie să-l rup. Deci aia e vorba de înțelegerea pe care trebuie să o realizăm împreună și, bineînțeles, programele administrației publice locale trebuiesc susținute. Dar trebuie să... și suntem trăiți cu toți aici, așa cum spuneți. Nu neapărat rutina este cauza nerealizării a multor obiective pe care le-am îndeplinit. Cauzele sunt mult mai grave. Sunt unele obiective și de acestea trebuie să țin... și, mă rog, și nepricepere, să le luăm, mă rog, pe cele, da, să le luăm și pe cele obiective legate de subfinanțări ale județului Gorj, până când acum, spunem clar, avem și noi un premier și avem un guvern performant sau mai performant decât celelalte și ar trebui să ne bucurăm. Iată cum vedem că mai apare câte o floare și pe un Târgu Jiu. Și să ne dea optimismul de care spuneați dumneavoastră că mergem într-o direcție bună. Dacă s-a salvat complexul energetic Oltenia, dacă s-a salvat uzina mecanică Satu 2, am realizat parcul industrial Bumbej Jiu, o porțiune bună. Și ce aveți în parcul uzina mecanică? Uzina Satu are tehnologie de când era mama fată. Deci avem un investitor în parcul industrial. Pe care nu l-au mulți în țara asta. Nu l-au mulți în țara asta, da. Avem investitori locali. Preluăm restul suprafeței ca să extindem... Avem investitori locali, ce avem? Gogoși în Târgu de Mașini, domnule? Nu, acolo lucrează, lucrează la Sadu vreo 600 de oameni. Peste 300 în... Eu aș face un apel la dumneavoastră. Nu uitați un lucru. România a avut un prim-ministru din Gorj. Victor Ponta nu este gorjan, dar este deputat de Gorj de atâta timp. El poate fi... Al doilea prim-ministru în istorie de la Gorj. Așa, să știți că Gorjul a mai dat la un moment dat un fost deputat de Gorj, a mai fost prim-ministru, înțelegeți, un brătian, spun eu, care a fost deputat de Târgu Jiu. Dar asta ține de altceva, ține de istorie. Eu vorbesc de Tătărescu. Tătărescu, vă spun, până de curând, când am avut noi grijă să le demolăm pe toate și să le desfințăm, fabricile cele mai importante îi se datorau lui. Este obligația dumneavoastră, în primul rând a celor trei prezenți aici, ca să-l determinați pe premierul Ponta să facă mai mult pentru județ. Deci, din punctul meu de vedere, nu ați făcut suficient în acest sens. Că, într-adevăr, sunt lucruri, sunt care s-au făcut, sunt investiții, dar cred că se poate mai mult. Pentru că vă dați voie, să vă dau dreptate, că poate n-am făcut noi atât cât trebuia să insistăm să facă primul ministru pentru Gorj mai multe. Dar eu vreau să spun că primul ministru a făcut pentru Gorj din proprie inițiativă. Adică dacă era după ce a cerut dumneavoastră, nu făcea nimic dacă nu era Ponta. Păi n-am cerut la celelalte guverne și am făcut. Să zic și eu, să zic că și oamenii ăștia de pe stradă, uite băi, s-a dus Călinoi, s-a bătut acolo, s-a dus și Marin Văcaru, s-a dus și Florin Cărciumaru. Bă, le-a dat, nu le-a dat, dar s-au bătut pentru chestia asta. Deci, cum să vă zic, că eu cred că se poate și, așa cum vă spuneam, eu cred că guvernul Ponta își va duce mandatul la bun sfârșit și în aceste condiții timp mai este, dar să nu-l pierdem. Domnule Cărciumaru. Am înțeles mesajul și recomandarea domnului Călugăriță. Domne, nu este, vă spun că este, toți oamenii gândesc ca mine și e bine, vă spun că și dumneavoastră vă dați seama că avem dreptate în sensul ăsta. Pe dumneavoastră vă amuză, bine, nu mă amuză, că nu prea fericit așa cum arată Gorjul. Eu cred că n-a stat nimeni și că fiecare pe funcția și pe postul lui a insistat, a folosit o pârghie, a folosit o relație, să facă ceva pentru județ, ci să facă ceva pentru orașul Târgu Jiu. Și vreau să vă spun și, mă rog, părerea mea că sunt lucruri de apreciat, că 8 ani cât am stat în opoziție, am rezolvat foarte multe investiții la nivel de municipiu și la nivel de județ. Da. Și să știți că este foarte greu să lucrez în opoziție. Deci n-am stat, am insistat foarte mult, am folosit toate relațiile pe care le-am avut la vremea respectivă. E bine, vă prinde bine această experiență că o să mai stați în opoziție. Același lucru l-am făcut și îl facem și cu domnul prim-ministru. Mai mult, domnule primar, mai mult. Eu, niciodată nu este suficient. Eu consider că aici la Gorj de Vedeș putem să lansăm o politică și a bunui simț în presă, dar și o politică de factură constructivă. Pentru că dacă nu... Vă spun, ideea pe care am avut-o cu colega mea a fost tocmai aceea de a aduna factorii de răspundere. Până la urmă o să invităm și deputați și asta. Să
urnim cumva lucrurile, pentru că dacă ne lansăm doar în bălăcăreri politice, în tot felul de conflicte, n-am făcut mare treabă. N-am făcut mare treabă și vă spun, colega mea Gabriela Mladin chiar a avut o idee cu privind stabilirea unor termene foarte clar. Dumnezeu, am un angajament, l-am luat. Îl verific și pe omul ăla, că știți cum facem? Presa are un mare păcat, nu urmărește evenimentul. Discută o chestie, a zburat păsărica și s-a terminat. Pentru că intervine un alt eveniment. Da, după. Vreau să vă spun că domnul prim-ministru Ponta a făcut și va mai face pentru Gorj, dar în primul rând a făcut pentru România. Noi ne tot timpul ce n-a făcut. Vreau să spun că e mult mai performant decât celelalte guverne. Noi ne raportăm tot timpul la ce a făcut Boc pentru Cluj. Dar dacă ar fi făcut la fel pentru Gorj, să investească numai în Gorj, să nu se mai uite la restul țării, atunci nu mai era nicio diferență între noi și guvernul celălalt. Și atunci au fost în funcție de priorități. Acum au fost prioritățile. Întrebați-vă domnul Cârciumaru câți bani a luat în timpul Boc. Primăria Târgujenul, nu știu cât au luat, poate atunci erau prioritățile acelea. Domnul Călugărița, nu pot să spun că nu am derulat foarte multe programe în opoziție, dar au fost programe, da, până la urmă e și ăsta. Le-a derulat, dar a plătit pe vremea lui guvernului Ponta. Toate programele în opoziție, 70% a fost lichidat. Hai să-i lăsăm pe domnul prefect să continue. Dar investiția la stadion este o investiție a guvernului, deci este clar că este investiția guvernului Ponta. Pentru județul Gorj. Să nu folosim la spectacole cu echipa asta, că vă spune și cum... Pentru județul Gorj, arierate plătite pentru lucrări publice anul trecut de peste 1000 de miliarde la nivelul județului Gorj, n-a însemnat aport al guvernului Ponta pentru județul Gorj. Proiecte noi pe Programul Național de Dezvoltare Locală față de încă 40 de proiecte cu vreo 400 de milioane. Știți, astea sunt cifre. Veniți odată și spuneți-ne concret. S-a construit o toaletă nouă la o școală, s-a construit nu știu ce. Nu, luați școli. Fiecare localitate are școli modernizate. Păi nu, hai să vreți să vă spun ceva. Dumneavoastră trebuie să informați oamenii, că ați luat o grămadă de oameni din presă, mi s-a părut dumneavoastră că sunt foarte pricepuți, ca să ne spună. Hai să vă spun o chestie care am sesizat-o împreună cu colega mea Gabriela Mladin. Vreau dau o chestie. Domnule, eu nu știu cum funcționează cabinetele dumneavoastră. Atâta timp cât știați că veniți în emisiunea noastră, am discutat și cu purtători de cuvânt ai dumneavoastră și nici măcar nu i-a interesat tema emisiunii. Dom'le, nu știu cum angajați toți guguștul ce e acolo. Un șef de, un purtător de cuvânt, un șef de birou de presă, se interesează absolut cum fac profesioniștii. Dom'le, renunțați la amatorismul ăsta. Că știți ceva, nici nouă nu ne convine să ne conducă niște amatori prin purtătorii lor de cuvânt. Deci la modul ăsta. Pentru că acest amatorism vi se datorează și dumneavoastră. Ovidiu Popescu era undeva în studioul ăsta. A fost amator sau a fost profesionist? Cum? Ovidiu Popescu era undeva în studioul ăsta. Eu nu vorbesc, eu vorbesc de purtătorul de cuvânt. Nu știu dacă aveți. Păi am cum să nu vorbim cu nimic. Dar problema e foarte clar. Dumneavoastră niciodată nu, din punctul meu de vedere, n-aveți... N-am dreptate. Nu aveți niciun fel de vină când ne criticați. Nu. Și trebuie să faceți lucrurile acestea. Dar noi nu trebuie să rămânem în ideea că, domne, presa e dușmanul nostru. Presa e prietenul nostru, am spus foarte clar. Lăsați, e un combinaș pervers așa între politică și presă. Dacă vă aduceți aminte, când nu înțelegem și revenim să vă explicăm, vă explicăm că n-am fost expliciți. Și vă spunem, domnule, Casa Moangă. Așa. Este retorsionată proprietatea, a luat-o proprietate, trebuie să o facă. Acum, dacă ne ducem și aplicăm legea că n-a făcut-o, l-ai și amendat, nici nu are posibilitatea să-și o facă. E interpretat de oricând, dar răspuns e clar. Corect. E mai domeniul, bine să se e domeniul privat, omul vine și Gabriela, vedem ce face. Dar... O singură întrebare am pentru domnul prefect, ca să nu se considere că l-am protejat în această emisiune. Nu, dânsul este mai de la lupii tineri. Păi asta vreau să spun, domnule prefect, eu vreau să trăiesc în Gorjul ăsta în continuare și aș vrea să știu care este viitorul, să zic așa, acestui Gorj. Faceți parte din echipa asta, lupilor tineri? Ce vreți să puneți la cale? Ce aveți de gând? Se tot discută în presă în ultima... Trebuie să ne spui acesta în lupii tineri. Dumneavoastră oricum și sensul cuvântului izolat îl înțelegeți într-un singur fel. Acum să vă explicăm și asta. Știți foarte bine la ce mă refer. Știe și domnul Leina, mă rog, așa se face. Cei mai tineri așa din PSD vor să ia locul seniorilor. Dar foarte scurt. Ce pot să vă spun eu este că probabil de asta și apărut, nu știu cine a scos aceste lupitine, această denumire de lupitine. Noi am fost tot timpul, cum să spun eu,
decât de seniori, mă refer când eram la PSD. Când eram în partid, tot timpul am fost integrați în această echipă. Am fost luați și am fost școliți. Atât de domnul Călinoiu, domnul Cărciumariu, care sunt alături de mine, au știut să ne lase să vorbim. Să vreți să-i dați la o parte să câștigați așa repede puterea? Eu v-am spus, îmi doresc pentru 2016, îmi doresc să fiu prefectul județului Gorj și să organizez alegeri. La fel cum am organizat și la parlamentare și la prezidențiale. Deci vă doriți să fiți prefect? Să le câștigați? Nu, n-am auzit că vreți. Am înțeles. Nu, eu vorbesc de prefect care nu am ce să câștig, eu organizez alegerile. Da, dumneavoastră le organizați după cum a învățat domnul Cârciumare și domnul Călinoiu, că așa spuneați, că dâns și vă format. Nu, deci atunci limpede. Nu mai avem timp, din păcate, trebuie corect, să ne oprim aici. Doar o ultimă întrebare, scurtă. Da, uite, având în vedere ce se întâmplă țară, pentru toți invitații, dacă sunt speriați de DNA? Vă e frică de DNA? Vă întreb, nu speriați așa. Mă rog, vă e frică de DNA? Nu am nicio temere de instituțiile statului care trebuie să facă treaba cu privire la desfășurarea activității mele în privința respectării de... Domn primar? Nu. Și domn prefect? Eu nu am nicio... Deci iată, trei domni care nu se tem de DNA, nu ne e frică de rupul cerău, nu ne e frică de băbau care este DNA-ul. Domnilor, în speranța că ne vom mai vedea, că vom mai discuta temele astea, în speranța că și domnul primar Cărciumaru s-a mai calmat acum pe final de emisiune. Nu, dar eu că v-am spus că asta e stare de normalitate la mine. Mă rog, a revizuit cumva relația cu presa, cel puțin cu mine și cu Gabriela Mladu. Mă rog, dacă să dai eu cu toți, eu n-am fost niciodată supărat dumneavoastră pe mine, dar n-am înțeles de ce. Lăsați că vă explic încă o dată. Bun. Doamnelor și domnilor, au fost alături de noi domnul Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Alin Băcaru, prefectul județului Gorj și domnul Florin Cărciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. Evident, n-am putut să acoperim toate temele. Evident că în emisiunea următoare o să avem timp să acoperim și să atacăm și alte subiecte. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem luni la aceeași oră, alături de Gabriela Mladin, la emisiunea În Interes Public. Nu uitați că mâine la Gorj TV debutează o nouă emisiune direct la subiect, realizată de Cristi Milea. Ceva ce cred eu că nu este bine să pierdeți. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Gorj TV, toate cele bune, la revedere!